G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 19 pe Barbă Neagră. Hai să descărcăm, uite aici câtă specla am, oh my god, și am și combina plină. Sunt un pic contratimp pentru că nu vreau să mă apuce, 12-le cu combina aici. O să descarc și merem că trebuie să închiriem o... Mai am bani, 39. Trebuie să mergem să facem niște bunișori și de asemenea trebuie să închiriem o cisternă de îngrășământ lichid. Pentru că vreau să punem în funcțiune BGE-ul ăsta, mini BGE-ul pe care l-avem, că putem să zicem că e mini, că nu e unul de full version call așa. Așa tot, hai și pe tine. Very nice, very nice. Mamă, păi da, eu fac ușor, dar fac foarte ușor. Jumătate de milion de kilograme de sfeclă, a? Facem o grămadă. Ia să vedem aici. Bun. Atât, a terminat și asta. Mergem direct, nu merg acum să descarc. Nu. Era foarte fain să fi descărcat, dar știi ce? Acum că stau să mă gândesc, poate ar fi bine să renunț la lucrător automat, pentru că ăsta, chiar dacă nu merge, așteaptă să fie descărcat. Ăsta îmi ia bani în continuu. Și nu vreau chestia asta, evident, mai ales dacă pierdem timpul. Așa, tati. Ideea în momentul de față e să facem bani. Uite, avem acolo o sfeclă care nu s-a făcut. Ia uite, sfecla asta de zahăr trebuie procesată. Nu știu exact câți bani o să-mi iasă mie de aici. Dar avem chestii care se mișcă, avem încă o fabricuță, bam, bara, 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 barabing, barabung, da? Deci dacă avem prea multă sfeclă, nu mai ducem la fabrica de zahăr, ci o folosim pentru BGE-ul ăsta de aici. Ce moftică fabricile astea, pentru că au nevoie de ce e cel mai greu să faci sfeclă. Există și fabrică de chipsuri, unde evident îți trebuie cartofi, deci, și astea iau foarte, foarte mult. Bă, s-a golit? S-a golit. Bun, acum am astea disponibile, 3 remorci mari babane. Așa, tati, uite ce frumos se închide aici trapa aia. Oh my god. Oh my god. Bun, hai să vedem ce putem să închiriem noi în materie de slurry tanks. Asta este ceea ce mie îmi trebuie. Garantul ăsta cât are? Ăsta are 30 de tone. Ok, nu cred că mi-intră mai mult de 30 de tone, sincer. Nu știu exact câte tone mi-intră. Asta mi-intră decât 8 tone. Eu am foarte multe tone, deci am multe, multe de tot. Cred că o să-l iau pe ăsta. 72.000 și cât mă costă închirierea? Doar 3600. O nimica toată. Așa, tati. Bun. Cu ce-l aducem noi? Hai să-l aducem și noi cu ce e cel mai frumos. Adică Valtra VRC-ul Edition. Am acolo remorca care... combina care trebuie descărcată. Valtra VRC Edition, baby. Asta e. Bun. Acum vreau să văd dacă terenul 8 a crescut tot. Sunt tare curioasă chestia asta. Dar... întâi, cred că pot să pun 6 și să ne uităm. Hai să ne uităm rapidel. Barabing, barabang, bonus, welcome position, fruit types și growth. Nu, mai avem aici, în creștere. Câteva zone verzui. Și o să dăm timpul pe rapid mai încolo. Ia mă, ce... deci ăsta e terenul pe care eu l-am vândut la micuțelul și uite, s-a pus bumbac pe el. Mă, de-abia aștept să faci și noi bumbac. Abia aștept să intru în bumbac, să folosesc DLC-ul ăla nou. Pentru că nu prea am apucat să-l folosesc atât de mult, iar după aia când mă bag în bumbac, evident voi face câteva culturi de bumbac, deci nu e așa. Nu-i chiar așa, nu o să terminăm rapid cu el. Cât am prins? 120? Fii atent, 120 nu se încarcă harta, boss, la 120 nu se încarcă harta. Ia să vezi acum frână. Oh my god, oh my god, frână. Și m-am răsturnat. Lol, s-a dat peste cap. Așa se face. Așa se pune frână cu adevărat. Așa, tati. Oh, am uitat că ăsta îi trebuie... hai să luăm un dolly. Damn it, hai să luăm un dolly. Ăsta mă costă 459 de euro. Nu e o problemă foarte mare. Bă, mi s-a părut cisterna asta micuțică. Zic, o iau cu tractorul. Nici nu m-am mai uitat la cuplaj. Nici m-am uitat doar fiindcă e mică. Te zic 30 de tone. Tractor. Nope. Nici de cum. Partea bună și rapidă, să zic așa, în toată situația asta... e că eu am îngrășământul lichid fix în fermă la mine. Așa că nu o să-mi ia foarte mult să mă duc unde am văcuțele și după aia să descarc la BGA. Îmi ia chiar foarte puțin dacă stau să mă gândesc. 130 de km pe oră, hai dacă poți, 52 în momentul de față. Asta e frumos și să-l conduci și de la volan. Eu am fovudat astfel încât pare cum că văd mai din spate și văd mult fratele meu, adică din stânga și în dreapta, văd aproape...
toată portiera, adică văd geamurile complete toate, mai că nu văd pe ăla din spate. Dar în rest văd tot, văd și sus, văd pe peste tot. Mi se pare absolut genial la cum e construit pe interior. Genial. Uite-te și tu, zici că stau în spate de tot. Îți punem un pic de frână, o luăm pe aici pe stânga. Așa, dăm din nou cruise control-ul. Deci m-am obișnuit cu chestia asta numai pe asta o folosesc mereu. Cruise control, n-am treabă, n-am stres. Acum nu mai apăs pe W. Very nice. Nu mai supun nici butonul de pe tastatură la o presare continuă. Așa, tati. Acum să vedem pe unde naibii se încarcă, că n-am fost niciodată pe aici. Să încarc. Aici avem îngrășământul lichid. A, uite, e solid aici. Mi-era teamă că mă pune să parchez cu spatele și având un dolly, îmi era foarte greu, știi? Bun, vreau să-i fac aici o poză. Hai să facem o poză, uite așa. Hop. Hop. Bun. Sau poate așa. Cel mai bine ar fi așa. Una de aici. O pozică. Sau una aici să se vadă că încărcăm, înțelegi? Una așa. Very nice, very nice. Thumbnail incoming. Thumbnail incoming. Cred că trebuie să merg mai în față un picuț. Nu, îi dăm error de aici și cred că merge. Perfectos. Hai de capul meu. 412 tone am de îngrășământ lichid. Iau pe asta. Sper că la BGA e nevoie de o cantitate foarte mare de îngrășământ lichid, pentru că eu am cantitate foarte mare de îngrășământ lichid. Văcuțele au dat măniuri 83 de tone. Ok. Se vede că sunt mai multe, dau și bălegar mai mult. Ceea ce e super tare. Trebuie să mai duc niște bălegari la sere. Dar înainte de toate trebuie să facem bani. 34.000, vindem. După ce pun asta în funcțiune, vindem. Musai. Avem timp. Oho, suntem de-abia la 7 minute. Avem timp. Punem BGA în funcțiune și la vânzare ne băgăm. No, bun, hai pe aici că îmi e mie mult mai ușor decât să dau cu spatele. Picol așa, picol așa. Tăpăci. Și acum să vedem. Slurry mi se pare că puneam pe partea... pe partea stângă, dacă nu mă înșel. Parcă pe acolo puneam. Nu știu exact pe unde se pune siligiu. Presupun pe unde se pune. Cred că prin dreapta. Dar eu să vin pe aici ocoliș prin spate. E bine că nu am lipit fabrica asta de roca aia din spate, că altfel nu mai puteam să mai descarc... să descarc aici slurry-ul. Oh, shit. Ok. Stai să vedem cum facem aici. Aici ar trebui ceva dat cu spatele. Oh, nu mi-l ia. Well... Huh. Poate trebuie să vin invers. Bă, ăsta e slurry, da? Parcă să zic eu că ăsta e. Ia să vedem. Slurry. Da. Ăsta e slurry. Am slurry. De ce nu mi-l iei? Hai să venim invers. Poate cine știe contează partea. Normal, cred că cu spatele ar trebui să vin eu. Mamă, mamă, dar fabricuța asta e foarte pretențioasă la cum să descarci lucrurile în ea. Deci e foarte pretențioasă. Ia să vedem dacă o vrea așa. Bun, cât mai aproape. Wow, nici acum nu vrea. What the fuck? Ok. Hai să încercăm cu spatele atunci. Jesus, ce pretențioasă e. Ne venim aici și pe aia mă îndrept. Uite așa. Op, nu, prea mult, prea mult. Faci, man! Am doliul ăsta, firă în mama lui. Aha, aha. Na, că nu vrea. What the hell? Nu înțeleg acum. Chiar nu înțeleg de ce nu-l ia. La ce i-am făcut eu? Mai dreapta? Uite, mă, sunt perfect, mă. Unde e, mă, punctul ăla de coliziune? Deci punctul de coliziune e acolo. Da, nu înțeleg de ce nu-l ia. 499? Inputs slurry. Mă, de ce nu mergi? What is your problem? What is your problem, man? Nu, pe aici n-am nimic, pe aici n-am nimic. What the hell, dude? Nici nu vreau să schimb direcția de mers. What? Acum ați pierdut, like, de ce nu merge treaba asta?
Uite, am plasat-o altfel, o plasez în dreapta, e la fel. Like, what the hell? Ia să dăm invers. Gen așa. Ia uite. Nu merge nici așa. Bă, nu știu ce să-i fac ăstea. Ia să vin pe partea cealaltă. Dar nu cred că mai are nimic aici. What the hell? Păi și stau cu rezervorul aici, mă? Bă, nu-i frumos. Nu este frumos. Nu este. Input sugar beet. Deci mai avem 91%. Și aici ce se pune? Stai un pic. Aici e siligiu. Parcă. Cuțeaba asta pe jos. Huh. Ia mă, s-o pune... O fi asta eronată. Hai să vedem dacă se pune în partea cealaltă. Eu nu înțeleg de asemenea. Deci aici scrie 499. Parcă se cam vinte o dată cu siligiu aici, dar scrie input slurry. Deci fix aici jos scrie clar input slurry. My dude, o fi aici siligiu și în partea cealaltă slurry. Pentru că eu n-am pus niciodată 450. N-am avut rezervor să iau îngrășământ lichid. So, de unde? De unde să aibă atâta? Poate ne-o fi dat în procesul de digestat. Atunci e eronat afișajul. Like, what the hell, man? Ok, fagi. Ok, acum trebuie să vin tot așa cu spatele. Mamă, mamă, moartea mea. Așa. Oh my god. Știu, știu, aș putea să mut volanul, doar că nu mă ajută foarte mult pe mine. Ah! Cum am spus, deci slurry-ul aici trebuie apus, crește acolo, bun, bun, bun. Păi și aici în spate, aici să vedeți voi că sigur e siligiu. Sigur. Deci mi-arată clar că slurry-ul crește. Dar siligiu unde mi-arată? Siligiu nu mi-arată pe aici, uite-te și tu. My dude, păi da, e un pic eronată fabricul ăsta. Deci afișajul de slurry îl avem și... Silage! Mi-a apărut aici silage. Păi și în spate înseamnă că îmi dă digestatul, doar că nu e numit digestat, e numit slurry. Și trebuia să fie numit digestat și înseamnă că pe acolo luăm, nu punem. Deci aici ar mai fi intrat. Interesant, interesant. Ok, hai să punem aici deocamdată. Hai să venim să punem niște slici. Tu ești bine, Bobiță? Bă, deci greutatea asta funcționează genial. Este absolut genială. Greutatea. Bă, când ai o... Uite, chiar e un pic lăsat pe spate, mie așa mi se pare. Dar când ai o cupă de 25 de tone, deci greutatea e musai pe spate la wheelloader. Dar uimitor că există greutăți la wheelloader, ceea ce asta m-a uimit. Sincer, mă așteptam la asta. Bun, și acum avem silici. Silici o să luăm de aici. Cred că în curând o să trebuiască să mai facem și silici, like... Dacă mie mi se duce destul de rapid siligiu, destul de rapid, adică la fabrica de rase mixtă e nevoie constantă de silici, în continuu. Așa tati, uite ce bine când ai pe toate în fermă, pac, te duci pe aici, picolo și nu te muți decât câțiva metri. Economisești timp. E, acum e acum că... Eu trebuie să văd pe unde n-ai mi-i pun. Punem sus. Vai, aș pune sus. Ia stai să vedem unde e punctul de coliziune. A, e aici punctul de coliziune. Gen colea. Nu e aici. Da? Da, mă, uite aici sus e. Deci asta nu se poate pune cu remorcă. Avem deja o tonă 148 și crește. A, vezi? Deci trebuie neapărat un wheel loader, telehandler, skid steer sau front loader. Altceva nu merge aici. Gen s-a dus cu remorcă, mă gândeam, știi? Nu merge. N-are cum. Și asta se umple. Cred că cam două cupe ar intra aici. Yep. Așa mi se pare. Ok. Avem pe asta, avem slăriu. Gata, avem producție. Avem producție, îți spun. Ia să vedem aici ce producție avem. BG with Grimmy Beat, Sugar Beat, Active, Active, Active. Nu știu ce mai apar trei, da? În fine. Bun, Sugar Beat, avem silage, 59%. Deci ar mai intra aproape o cupă. Și, slurry, într-adevăr, intră foarte, foarte mult. Și, de fapt, toate fac digestate de ăsta. Nu știu ce facem noi cu digestatul. Îl vindem? Like, nu știu la ce se folosește digestatul. Normal trebuie să-l vindem, nu? Nu? Something? I don't know.
Hai să luăm 79%, perfect. Ar trebui să avem 100% fabrica aproape, aproape 100%. Bă, da, e ciudată treaba asta. Nu știu ce să fac cu digestatul, nu știu ce preț are, nu știu iconița la digestat. Ar trebui să ne uităm să vedem ce iconiță avem la digestat. Habar n-am. Stai, silage. Cred că nu pot să aflu decât dacă iau o remorcă și încarc cu digestat în ea. Așa, ia de aici tot. Ia de aici tot. Bun, o să-l las aici pornit și mergem să noi și mai luăm niște îngrășământ. De fapt, nu mai mergem acum, pachet. Pachet! Ok, ce vreau eu? Vreau camazul. Dăm camazul. Să mergem cu camazul sau mergem cu Peter Bildu? Hai să mergem cu Peter Bildu și conducem de la volan. Bine așa? Așa e mai bine, pentru că trebuie să iau platforma să vindem niște lucruri, să facem niște bănișori. Hai pe aici, că e mai ușor pe aici, e mai aproape. Bun, de la volan să fie... Atât, boss. Stânga maxim! Oh, da. Ăsta are viteză și accelerație foarte bună atunci când nu are remorcă. Dacă îi pun remorcă, la Peter Build începe să plângă. Chiar și o remorcă goală și reprezintă o problemă pentru el. Dar gol, se duce de n-ai văzut. Ia uite-l. Ia uite, prin păpușoi. Prin păpușoi, prin păpușoi. Este ora 12 și 1. What? Lol, textura a fost blocată. Sus m-am și speriat. Deci sus, picolo. Scrie 12 și 1 și zic, când s-a făcut 12 ceasul, what the fuck, dude? Nu, e de fapt 10.31 în joc. Wow, mai am o oră și jumătate de recoltă. Bang, l-am cuplat, acum hai să... Oh, shit, gata, bun. Acum hai să vedem unde se vede cel mai bine zahărul. Let me see, let me see, sugar, sugar. Ok, nu se... nu e un preț extraordinar, dar merge. Port South East, ok, bun. Hai să vedem unde se vinde... untul foarte bine. La grain mill. Cine merge până la grain mill? Hai să vedem. Da, nu e. Cafea am multă. Multă. Relativ. Am de n-am de dat. Dacă mă înțelegi. 2-3-2-5 la grain mill. Ok, deci tot trebuie să fac un drum până la grain mill. Firar să fie pentru toate celelalte. Dar mă bazez pe zahăr cu să mă scoată din sărăcie. Haide, tate! Ala a fost. Ia să vedem. Sunt curios, am 34.000, cât preconizez pe astea pe care le-am eu aici? Ajungem la 80.000? Ajungem? Ar fi genial. O, ce accelerație avem acum? Zahărul? Nu-i prea greu zahărul? Curios, zahărul e cam greu. O, ce viteză bagă ăsta? De la volan, boss, așa. Very nice, very nice, very nice. Bă, mă salvează un pic paleții ăștia. Că nu depind numai de cultură. Bineînțeles, am și lucruri de vândut, nu e o problemă. Și am acum soia, dar soia, pentru că am cantitate mică, vreau să o vând la un preț bun. Adică vreau să urmăresc un preț bun și să o vând doar atunci. Nu să o vând așa de capul meu, pentru că numai, înainte eu puneam soia pe toate terenurile, doar acum am pus pe un singur teren, ca după aia să încep cu toate de la zero. Și ăsta, fiind ultimul cumpărat, nu mai avea nimic pe el. Și de asta vreau să, pentru că am cantitate mică, vreau să o vând la cel mai bun preț posibil și fiindcă am nevoie de bani, bineînțeles. Like, nu o ducem extraordinar în momentul de față, chiar dacă avem tot ce ne trebuie, n-avem de joacă. Mă înțelegeți? Deci dacă avem moduri noi, nu prea ne permitem să le încercăm. Asta e toată șmenozelica. Așa, bang, ok? Păi de capul meu cât am luat. 85 și cu 7... Avem 92.000 de euro. Cam atât am luat, nu? Cam atât am luat. 92.000 de euro. Oh my god! Wow! O grămadă de bănișori. Avem 129.000. Deja mă simt mult mai confortabil. Și mai avem de vândut paleții de unt și de cafea. Și dacă mai încap, cred că iau și pe ceilalți de... Pe ce am? Am un dovleac doar. Am un palete de un dovleac. Nu iau. Un dovleac... Un palete de un dovleac și încă un sfert de palet. Nu cred că merge. Nu cred că se merită. So, yeah. O să rămânem doar cu cafeaua aia și la cafea mi se pare că avem vreo 12 palete sau ceva genul ăsta. Nu știu, în jur de 10. Parcă, dar din cafea din noi eu scuteam niște sume frumoșele. Prețul lor nu este maxim ce vedeți acum, adică eu am vândut zahăr la 3.000. Deci, dacă mă înțeleg ce vreau să spune, dar, na, aia e. Vindem și noi cum ne permitem aici. Bun, hai să luăm cu alea așa. Apăsăm pe activation, ramp, ok. Ce mai trebuie? Mai trebuie unt. Pentru unt trebuie să mă întorc acolo, pe aici. Uite pe aici. Bun. Și untul e aici în stânga.
Hai să activăm din nou autoload-ul. Și autele. Jos, 18, 19 din 28. Le-a luat pe toate? Le-a luat. Pac! Bun, hai să mergem la grain mill cu ăstea. Ce frumos arată acolo, ce frumos. Ce frumos arată, bă, băiatule, bă, ia uite, mă. A? Ăsta da pirat, ia uite cum duce aici bidoanele. Bă, zici că aș duce bidoane de vin. Nu știu, vinul, bineînțeles, cred că vine în sticle, dar așa ar fi, mă, frumos. Bidoane de vin, bidoane de alea mari, știi? Să avem așa, nu știu, vreo 6 bidoane în toată remorca, dar să fie de alea mari, așa, ar fi genial. O fabrică de asta care să ne dea vin. Au apărut din ce în ce mai multe fabrici și practic sunt copii. Și adică e o fabricuță copiată, schimbată textura și modificați parametrii astfel încât să nu accepte. De exemplu. A apărut o... Acum nu mai vine de ce a apărut. Popcorn. Bun. Pentru popcorn, de exemplu, fabrica de popcorn este identică cu fabrica de zahăr. Doar că în loc de sugar beet, adică sfeclă și trestii de zahăr, pentru popcorn îți trebuie, mi se pare că, sare și porumb. Deci, se schimbă parametrii acceptabil, da? Și după aia, textura. Sunt, bineînțeles, fabrici noi apărute cu modele noi, adică cu clădiri noi și așa mai departe, dar încep din ce în ce mai multe să apară cu, practic, același aspect, cu excepția texturilor. Ceea ce nu e rău deloc. Dar îmi plac astea diferite, știi? Ia uite aici! 23 dintr-un foc. Superb. Hai, iarăși pe ăstea, boss. Așa te... Nu? Nu vrei? Așa, am făcut 180.000 până acum. Nice. Hai să vedem cum scap eu de asta. Hop. Bun, hai că scăpăm și de asta. Încă 2800, aproape 3000. 183.000 de euros. Făcut numai din paleți. Și nici măcar n-am avut foarte mulți paleți. Bineînțeles, paleții de zahăr. De asta eu tot țin la fabrica mea de zahăr, pentru că aia este profitabilă. Ia că am făcut 90 ceva de mii doar din toți paleții de la fabrica de zahăr. Aia, într-adevăr, este o fabrică pe care vă recomand. Este cea mai profitabilă fabrică pe care am testat-o până acum. Și să ai două de alea? Oh my god! Dar e foarte dificil. Trebuie să-ți placă foarte mult Farming Simulator, să-ți pui culturi de trestii de zahăr și de sfecăle de zahăr. Adică trebuie să fii super, super, mega fan FSU. Bun, atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Până atunci, v-am salutat!